Campionatul Balcanic de juniori și cadet s-a desfășurat în perioada 11-15 mai în Tivat, Muntenegru. Din loturile României au făcut parte și tenismenii slătineni Marius Rădoi și Andreea Hudușan. Aceștia nu doar că s-au întors acasă cu multe medalii la cât, dar au contribuit decisiv și la clasarea țării noastre pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Ambii concurenții au avut o comportare foarte bună, ei reușind rezultate deosebite. Spun asta pentru că Rădoi Marius a reușit o performanță chiar deosebită, câștigând 3 din 4 probe medalii de aur. E vorba de echipe dublu băieți și dublu mixt și un loc 3 la simplu băieți, la cadeți. De partea cealaltă, la junioare, sportiva Hudușan Andreea a reușit și ea o performanță bună, ținând cont de faptul că este în primul an de juniorat. Două medalii de bronz, una la dublu mix și una la dublu fete. Surpriza cea mare a fost produsă de sportivul de la CSS Slatina, Marius Rădoi, aflat la prima participare la o competiție importantă. El a obținut 3 medalii de aur și una de bronz, urcând pe podium la toate probele rezervate cadeților. A fost o competiție dificilă, m-am mobilizat foarte bine și am reușit să joc cu jucători dificili. A fost o competiție grea, sunt fericit de rezultatele obținute și sper ca la europene să facă aceleași rezultate. Sestra de medalii pentru tenisul slătinean a fost completată cu 2 medalii de bronz obținute de Andreea Hudușan. Abia întoarsă din Muntenegru, sportiva va pleca împreună cu Adina Diaconu la Buzău pentru a participa la campionatul național de junioare 1.